conotat precis că nu. E foarte interesant să vă dați pe căia. Eu am izdelică. Mare treabă. Eu stai în schimb. Zboară pe un câmp, nu știu unde. Gata, viaz, au mâncat, s-a săturat. Se aud fundal păsărele și nu doar păsărele, cred că se mai aud ceva din pădure. Ziua de astăzi, dimineața, am început-o la Mărcăuți. Este ora 6 dimineața, eu deja sunt la locație, ne aflăm în Mărcăuți și Costea încă nu a venit. Să-l știe o țară întreagă cine este cea mai matinală și cine niciodată nu întârzie. Constantin, cât e ora? Ai întârziat și fără cafea ai venit. Dar de unde e accentul ăsta? Constantin. Din China. Da? Nu știu, par chineză, e totdeauna tare repede și la... Nu, că este diferită. Unde e cafeaua? Eu te aștept de 4 ore. Tu nu mă aștepți de 4 ore, eu am întârziat doar 15 minute, dar am întârziat doar pentru că am luat toate ustensilele cu noi aici, ca să servim cafeaua, nu în Pecu, dar undeva, aici pe mal de Dinestru. Și eu cred că e un loc mai frumos, nu? Da. Astăzi te iert. Hai, azi mă iert, dar zic să facem cafeaua repejor, pentru că avem multă treabă de făcut și să le reușim pe toate, nu? La Mărcăuți cafea încă nu am băut niciodată. Hai să o facem. Hai. Constantin Barista. Da, ai lucrat odată barista, Constantin? N-am lucrat nici odată barista. Hai că s-a pornit. Și rămâne să așteptăm. Când eram așa mai adolescent, eu făceam caiac. Știu că fix de aici până la baraj, pe apă, pe direcție, 7 km. Fiecare dimineață, 14 km. Până la baraj și înapoi. Dar dacă nu-ți? A? Ei, nu, la mine cu notat precis că nu. Așa. Cincin cu cafea, ia loc. Bun, cafeaua ne-am lămurit. O bem până la urmă, așteptăm să mai răcească un pic și îi dăm bătaie, cum am spus. Unde noi. Merg eu, e secret. Da. Dar, cum am spus, ambii trebuie să avem astăzi un drum bun. Extraordinar. Nu, cum să fie la Mărcăuți acolo sus? Normal că e fain, o locație superbă, una dintre cele mai frumoase care le avem noi așa mai deasupra Nistrului, pentru că stai totuși la oarecare înălțime și e absolut fantastic. Și să bei o cafea acolo, absolut extraordinar. Și ce dacă am întârziat 15-20 minute? Mare treabă! Toss every fear aside. We know this
Oameni buni, ceea ce vedeți în spatele meu este renumita centrală hidroelectrică de la Dubăsari. A fost construită ea între 1951 și 1954 și are o capacitate de producție de 261 de milioane de kWh pe an. Bineînțeles, odată cu ea s-a format și lacul de acumulare de la Dubăsari, care are o lungime de 128 de kilometri. Un pic mai jos de această centrală puteți vedea și cum se revarsă râul Răud în Nistru. Dar haideți să vă arătăm cum arată ea de sus. Gheorghe, bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Gabriela și am venit la dumneavoastră din China. Bine ați venit! Sunt pentru prima dată la Pohrebea, nu am fost niciodată, dar am auzit de locurile istorice de aici, inclusiv despre biserica din spatele nostru. Și mi-a șoptit o pasăre că dumneavoastră puteți să-mi spuneți mai multe despre această biserică. O podoabă arhitecturală, dar cu un destin foarte dramatic. Ea este ctitoria țarului Nicolae al II-lea. Svetnicul familiei țariste, care era Grigori Rasputin, l-a sfătuit pe țar să construiască 12 biserici pe întreg hotarul Imperiului Rus. Construcția bisericii a durat din 1905 până în 1912. Sunetul clopotelor erau auzite până la marginea Chișinăului. Cum spuneau bătrânii, deci când 7 ani de cât a durat construcția, o mâncau numai la Paști, fiindcă toate ouăle erau colectate. Albușul, deci mergea la mortar și gălbănușul la vopsele. Înăuntru ea n-a fost zugrăvită, deci n-a fost pictată. Nu știu, așa a fost concepția arhitectului. Sau deci nu s-a reușit. Ea a fost vopsită, deci ăsta, cu un albastru, așa, de culoarea cerului. Drama bisericii, deci s-a început în anii Marii Terori, în 38. Atunci a fost biserica închisă, iconostasul a fost devastat, clopotele date la topit și atunci s-a dărâmat și clopotnița. Când a căzut clopotnița, s-a cutremurat tot satul. Autoritățile române au restaurat-o, au restabilit-o, deci parțial, și ea a funcționat până în 44. În 44, când s-a început operațiunea Iași-Chișinău, ea s-a pomenit în mijlocul la două focuri. De peste deal băteau rușii, iar de peste Nistru, de pe muchia dealului de acolo, băteau nemții. Și o să vedem că nemții băteau cu artilerie grea și partea de la vale e cu mult mai distrusă. Este păcat, fiindcă ea este o podoabă arhitecturală. Ea are pe fațadă crucea asta hexagonală. Biserica spune că asta e crucea apostolului Andrei. Arhitecții spun că ăsta este simbolul bisericilor împărătești. Și preotul care a slujit atunci, el a avut un destin foarte dramatic. El a fost și el atunci ridicat ăsta, în Siberia. Și din păcate noi nu știm nici când și nici unde a murit. Nu, în primul rând, la Pohrebea întotdeauna, sau Pohrebea, este întotdeauna plăcut să te întorci. Mai sunt locații pe care le-am vizitat pe acolo, dar niciodată n-am văzut cum o dronă se lovește într-o clădire. Zboară pe un câmp, nu știu unde. Am încercat eu să urc pe un delușor ca să înțeleg unde a ajuns drona aia. Eu tare sper că sunt videourile alea. Mi s-a părut că e pe un câmp și noroc de Dima că o găsit-o. După o mică secvență cu o sticlă de bere care se vedea acolo, omul a intuit că ea e pe malul Nistrului și nu e în câmp. După ce l-am ascultat pe domnul Gheorghe
și am aflat istoria bisericii, am mers la o pensiune din satul Pohrebea, unde am făcut cunoștință cu doamna Nadejda. Oameni buni, suntem în satul Pohrebea și mă bucur să ne vedem împreună cu Nadejda. Eu am mai fost aici în localitate, trebuie să recunosc că n-am reușit să vă pășesc pragul aici, în o gradă care are o istorie foarte așa, este, frumoasă. Da, așa este. În primul rând vă spun bine ați venit la Pohrebea, la Activist in Building. Aceasta este casa bunieilor noștri. Părinții au vândut casa când eram mici. Cu trecerea anilor, proprietarii au plecat peste hotare și nimeni nu locuia aici. Noi am răscumpărat acest loc și l-am transformat într-un spațiu pentru evenimente corporative și team building-uri. Practic, i-am dat o a doua viață. E impresionant cum au reușit să o păstreze fasada casei, acoperișul, ușa, până la urmă se vede ea că e aia veche. Lucrurile vechi care reprezintă cumva, cred că o emoție și pentru ei, că e totuși o gradă a bunicii. Uniunea Europeană ne-a ajutat cu echipament, cu bărci, mese, scaune pliabile și așa am început activitatea noastră în 2017. De asemenea, am primit susținere prin granturi pentru reconstrucție. Mi-a zis Nadejda că a primit și 150 de oameni, 120 de oameni, ceva genul ăsta, parcă nu mi se părea o gradă aia așa de mare. Dar până la urmă e super fain ce fac ei, așa că lor aplauze pentru tot ce fac. Vă așteptăm cu mare drag, dar pentru voi mai avem și câteva provocări. În programele de team building marca Activist, provocăm participanții să gândească în afara cutiei. De asta acum le dau o provocare Gabrielei și lui Constantin să scrie drum bun într-un format mai deosebit. Nu ți-e frig? Mie nu. Nu, poate mie și-mi este frig, dar special am rămas așa în cadru ca lumea să uite la tine straniu, nu la mine. Mi-e frig! Hai, deci, uite, eu spun așa, trebuie să fim o echipă, cum suntem. Aici să scrim drum și jos scrim bun. Ok, da? Hai. Mi-am pare că faia asta... Da, ia să vezi că noi scrim drum, acuși fix cum scrii tu. Stai că tu fix cum scrii tu în chineză, drum bun, așa o să iasă aici. Eu nici măcar nu văd acum ce sunt. Eu văd, eu te conduc. Tu important să mi-e. Stai. Ia uite ce frumos! Hai că sunt șanse. Da. Sunt șanse. Stai că am transpirat, trebuie să... Dă-mi nicald și... Așa. Da, hai, nu te grăbi. Stai, hai, dă-mi coa. Că nu-i frumos, nu-i... Hai! Nu-i... Știu, dar răspund. Hai măcar să nu le scrim oamenilor masa. Este. Stai, dar și litere, bun. Nu. Chinic nu e eroglif. Yeah. Am impresia că am făcut sport. Simți aici cum așa... Simt cum ești așa. Da? Da. Ia, hai să prezentăm ce am scris noi aici, să vadă toată lumea. Ui, ia, vă rog frumos să ne dați o notă. Doamna Nadejda, ce spuneți? Ce notă? 10. Ați auzit? Nota 10. Doamna Nadejda, la toți le dă nota 10. Așa nu e adevărat. Nu am auzit cu notele. Următoarea provocare este să construiască o piramidă din niște pahare fără să le atingă. Și precis că le-ai spus la toate rudele tale că mă trezesc dimineață, vin acasă tare târziu, proiect tare complicat, un alt, dar vii și te joci toată ziua aici prin... Acum la pahare am ajuns deja, împreună. Hai, ce facem noi? Trebuie să facem o piramidă. O piramidă, da. Bine că nu zidu chinezesc. Da. Piramidă cred că ne scurcă. Să lăsăm acolo. Da, lăsăm acolo. Ia, dă-ți punem și în partea asta. Haide să nu improvizăm, punem mai întâi pe linie așa. Nu că mi iese, dă-ți o dă mai aproape, că o să... Teoretic trebuie să iasă, ha. Dumnezeu cu nasul. Stai. Noi încă avem noroc, Constantin, că nu bate vântul tare acum. Hai, că este. Deci, acum ar trebui să avem două sus. Stai, să mă duc aici, stai. Eu nu văd. Este. Pe asta trebuie să o nimerim, de nu... Dăm jos tot, absolut. Păi de asta, hai să le unim pe alea. Hai. Nu respir unim. Eu ți-am spus că o să primească. Drum bun.
Bună seara! Gata, piaz, au mâncat, s-a săturat? Săturat, că omul ies și paște. Este, e totul verde, da? E unica șireadă din sat? Oameni buni, suntem la Cojova cu Ecaterina. Bună, Ecaterina. Și suntem aici pentru o activitate și în special să le spunem și oamenilor că este posibil să facă această activitate și vorbim despre caiac, nu? Da. Noi zicem că caiacingul este un sport național de familie. De ce de familie? Pentru că noi acceptăm copilaj de la 3 ani. Iar cenzul de vârstă de sus, cred că ar fi 99+, cel mai în vârstă persoană, cred că avea 78 de ani și s-a sprevit de minune. Participanții vin la Vadului Vodă, unde noi avem un punct de o bază și un punct de pornire. Acolo are loc instruirea, oferim echipamentul și sunt două opțiuni. Sau transportăm împotriva sensului până într-un punct, sau începe noi, merg în jos până la un anumit punct și de acolo noi transportăm înapoi. Dacă ar fi să meargă împotriva fluxului de apă, s-ar putea că nimeni să nu plece din Vadlu Vodă, da, nu? Cumva Ecaterina, iar vede că e un om și ea așa, plin de energie, să ai 150 sau 200 de caiacuri, cât îmi spunea, sau până la 200 de caiacuri, cât au ei. Deci chiar mă bucur că au atât de mult, înseamnă că oamenii vin. Deci în cazul dacă urcați corect, coborâți corect și nu vă urcați în picioare din mers, aveți o șansă foarte, foarte mică să vă răsturnați. Da, pentru siguranța voastră și a noastră, ca prestatori de serviciu, vă rugăm întotdeauna să purtați vestea de salvare pe caiac cu toate centurile cuplate. Asta vă garantează că sunteți în siguranță, chiar dacă s-ar întâmpla că vă răsturnați. Stați că nu găsesc închisăturile. Că ești făcut pentru un om foarte mare. Eu sunt mai mici tip. Nu știu, eu un lucru fain. Apa, cum vă spuneam, chiar și de acolo, îi dai drumul pur și simplu să meargă pe flux la vale, pe râu și nu vă slești, auzi apa și nimic, și păsările. Let the water come down from the well, from the well. It's been dry for so long. Da, oameni buni, talentul nu se pierde, vreau să vă spun eu, destul de ușor și nu că m-am mai dat eu pe caiac în viața mea, dar mă simt mult mai bine ca Vecislav, care e acolo în spate și conducătorul caiacului unde stă Dima, operatorul, e foarte interesant să vă dați pe caiac. Ce face oare Constantin în acest moment? Constantin, eu am nevoie de tine, te rog frumos. Numărul apelat nu este disponibil pentru moment. După ce am făcut activitățile împreună cu Constantin, eu am decis că vreau să știu, să văd, să cunosc, să simt cum este această mașină de teren. Sunt două drumuri înainte și la dreapta. Telespectatori, până aici a fost scrisă povestea și participarea mea de astăzi. Cine o caută, găsește. Așa spune bunelul meu. Eu nu știu ce să fac. Eu nu știu, e ora 8 seara. Asta e coșmar. Eu nu știu, eu mai încerc o dată. Eu am isterică. Asta e nămol. Asta miroasă. Ce face oare Constantin în acest moment? Constantin, eu am nevoie de tine. Te rog frumos. Când îi dai drumul la caiac să meargă singur, să ridici un pic vâsla aici, sus, și doar asculți apa. Și cum te duci fluxul ăsta la vale, cred că ăsta e cel mai frumos lucru pe care îl poți avea. Și 4 ore să te dai cu caiacul, credeți-mă că nu o să vă pară rău absolut deloc. Nu, ce spun eu despre caiac? Emoțiile absolut fenomenale.
Un lucru de care îți aduci aminte, bineînțeles, nu-i cei pe care am mers eu, dar acum nici, cred că nici eu n-aș putea să mă urc pe cele pe care m-am dat pe timpuri. La sigur, cred că mă răstorn. Așa am urcat, așa, înseamnă că așa pot scobor. Trage, hai. Aici am un prieten invizibil. Gata? Dar nu văd glot. Voi ați văzut? Eu m-am descurcat și încă și fără Constantin. Vreau să mă întâlnesc cu Constantin, să-i povestesc ce s-a întâmplat și să văd, după ce am să-i povestesc, cu ce privire, ce emoție o să aibă Constantin, după ce o să vadă toată această frumusețe. Oameni buni, asta a fost experiența pe Nistru. Tare vă recomand și vouă. Ia să mă întorc numai așa spre voi. Noi mergem spre următoarea destinație din reportajele noastre. Drum bun! Să-i dăm bătaie. Dar ne-mi place cum e de vorba. Constantin! Este casa buneilor. Da, normal. Hai că eu încep să cască. Găzeac? Da. Da? Hai, dă-i de la început. Cafeaua asta, походul nasul, e și mai bun. Ui! Stați-o leacă, numai îți verific o informație. Nu mă duc! Înainte să mă duc încolo să fiu frumoasă. Tancardi verde! Cum să mă dau jur? Poți face o față că asta e cea mai bună cafea pe care o ai băut-o. Aroma e foarte... La revedere! Mulțumim frumos! Drum bun! Mersi!